așteptat să vină ploile ca să înceapă să asfalteze. Deși este cunoscut faptul că asfaltul turnat în condiții de umezeală nu rezistă, acest lucru pare a nu interesa pe nimeni, mai ales pe reprezentanții firmei ce a câștigat licitația pentru reabilitarea drumului național 67, ce leagă Târgu Jiul de Drobeta-Turnu Severin. Aseară, după 4 ore de ploaie mocănească, echipe ale societății Damarcons din Craiova întindeau bitum pe beznă. Muncitorii au refuzat să spună de ce lucrările se făceau atunci când vremea nu permitea acest lucru. Da, a turnat mult astăzi, mult asfalt. 10 tone. Cât? 10 tone. 10 tone? Da. Și nu e posibil să-l fi turnat degeaba. V-au spus că trebuie să munciți și pe ploaie? Mă, domnișoară, vorbiți cu ei, nu am nimic de comentat. Păi vorbim și cu ei, dar spuneți-ne și dumneavoastră că practic dumneavoastră lucrați aici. Vorbiți cu ei și nu e nicio problemă, vă vor spune care sunt condițiile. Ba chiar au fost supărați că sunt filmați lucrând pe întuneric. Da? Zoa, nu vii să filmezi, Zoa, vii noaptea. Localnicii au contrazis pe muncitorii care au susținut că ploaia doar ce începuse în zonă. De cât timp plouă aici? Început pe la 4 și ceva. Nu, pe la 3 jumătate, 4 fără ceva. Început să dea, dar mai puțin, mai puțin. Dar pe urmă 5 ore. Dar pe urmă să pusă. Turnă ca lumea, nu puteai să stau fără umbrelă afară aici. Dar da. Și echipele au lucrat și când a plouat? Lucrau în timp plouă. Plouă, dacă nu se prinde, dacă la primăvară o să aveți din nou găuri în asfalt. Noi știm acum, plouă, nu trebuia, a fost vreme bună destul să toarne. Dacă și până acum nu s-a turnat nimic? Nu s-a făcut nimic? Nu s-a turnat, dar porțiunea de astă noapte a cu o turnare. Șoferii spun că nu-i mai surprinde nimic, lucrările fiind făcute în același mod mai peste tot. Eu sunt navetistă, merg pe strada asta și erau numai gropi și așa și se lucrează de 2 ani de zile. Da, stați niște... Adică atunci când plouă mai mult. Da, și iarna. Să mănânce banii niște hoți ăștia. Mănânce banii. Nu e așa, banii care plătim noi rovineta. Ăștia, ăstea asfalt turnat acum pe ploaie, ăsta nu ține. În maxim un an se duce. Că intră apa sub el și îl mănâncă, îl macină jos. Mai fac și la an drumul, iar. Mai fac la anul, iar altul, ca să ia banii. Ăștia e România, guvernul ăsta. Băsescu, hoțul de Băsescu. Reprezentanții Companiei Naționale de Drumuri care au aflat de la mass media ce se întâmplă la Bălești spun că au luat deja măsuri împotriva firmei care va reface lucrarea din primăvară. Vor relua finalizarea lucrărilor la podul respectiv în primăvara anului viitor, pe cheltuiala constructului, pe cheltuiala constructului, repet, nu pe cheltuiala administratorului drumului sau mai exact a beneficiarului care suntem noi. Măsurile sunt clare, s-a deplasat la punctul de lucru dirigintele lucrării, s-a consemnat în documente și se vor reface lucrările, așa cum a spus adineori, pe cheltuiala constructorului. Cât va rezista noul covor asfaltic turnat noaptea pe ploaie rămâne de văzut, ca și sursele de finanțare pentru alte lucrări de infrastructură ce lasă de dorit pe drumurile naționale ce tranzitează județul Gorj.